Salut și bine te-am regăsit! Pentru că primăvara ne prinde pe majoritatea cu un avânt puternic legat de un stil de viață sănătos, iată că avem și noi la test un produs util în acest sens și nu numai. Este vorba de Blendigo 3, un blender ceva mai special decât cele clasice. Și îți voi spune în cele ce urmează ce știe să facă această jucărie, cum ne poate ajuta în viața de zi cu zi și cu ce se diferențiază de generația anterioară. Blendigo este un brand polonez ce promovează alimentația sănătoasă de aproximativ 6 ani de zile. Au ajuns deja la a treia generație a blenderului Blendigo în încercarea de a veni în sprijinul celor interesați de un stil de viață sănătos, dinamic, efervescent. Blenderul l-am primit frumos ambalat în această cutie, însoțit de o husă de protecție termică, numai bună pentru a-ți menține ingredientele proaspete, dar și pentru a-l transporta în siguranță, indiferent că vrei să-l pui în bagaj atunci când călătorești, în ghiozdan când mergi la sală sau în geantă când pleci la birou. Și n-am greșit cu nimic atunci când am spus în geantă, căci vorbim de un blender portabil gândit să-l poți lua cu tine oriunde ai nevoie. Ce trebuie să știi aici este că husa se achiziționează separat de blender, nu vin împreună. Blenderul este compact. Dimensiunile lui sunt destul de mici și este foarte ușor, cântărește doar 650 de grame, dar cu toate acestea are o capacitate de 550 de ml, fiind suficient de generos încât să poți realiza rapid și ușor o mulțime de preparate gustoase, de la smoothie-uri, la deserturi delicioase, cocktail-uri, limonade, supe, ba chiar tot felul de piureuri pentru micuții care au început diversificarea. Blenderul vine gata asamblat, numai bun de pus la treabă. În cutia lui mai găsești un cablu de alimentare USB-A la USB-C și instrucțiunile de utilizare. Este practic și extrem de ușor de folosit. Are un singur buton pentru a-l porni și a-l opri. Deci, nu ai ce să greșești. Special la acest blender este faptul că poate fi folosit fără a fi conectat la priză. Da, ai auzit bine. Nu necesită conectarea la priză și o singură încărcare asigură până la 25 de utilizări. Asta înseamnă că îți poți adăuga în el ingredientele unui preparat și le mixezi doar în momentul în care le și consumi. În felul acesta, nu se vor oxida. Practic, poți servi de exemplu un smoothie proaspăt cu o culoare apetisantă, fără stresul că s-ar putea oxida fiindcă au trecut deja câteva ore de la prepararea lui. În plus, recipientul este gradat, astfel încât să poți adăuga rapid și cu precizie ingredientele necesare unui preparat. Practic, nu mai e nevoie de un cântar sau de un alt recipient de măsurare a cantităților. Are un design interesant, se vede că s-a acordat atenție detaliilor. Materialele sunt BPA free, este compact și are acest capac ce vine cu o agățătoare numai bună pentru a-l transporta. La bază are și acest inel cauciucat ce nu îi permite să alunece de pe masă în timpul utilizării. Totodată trebuie să știi că blenderul este disponibil în 10 nuanțe vibrante, astfel încât să fie pe placul oricui. Eu l-am primit pe acesta în variantă pe gri, dar am văzut că au o gamă foarte variată de culori, ceea ce mi se pare interesant că de regulă genul acesta de produse vine într-o nuanță standard. Blendigo 3 are o putere de 250W și este cel mai puternic blender fără fir de pe piață. Are la bază două tehnologii, tehnologia Blend Pro, cu ajutorul căreia cuțitul reproiectat în combinație cu un motor eficient înfruntă orice obstacol, și tehnologia Pulse Motion, care îmbunătățește și accelerează amestecarea celor mai dure ingrediente, precum fructe congelate, gheață, nuci, migdale sau legume tari. Blendigo 3 este un upgrade de la vechea generație Blendigo 2, căci versiunea actuală vine cu o nouă lamă din oțel și un nou motor bazat pe tehnologia Blend Pro, ce asigură o fiabilitate mai bună. În plus, noua generație are o capacitate mai mare cu aproape 50% față de Blendigo 2. Bateria ține mai mult, vechea generație rezista până la 20 de utilizări, în timp ce Blendigo 3 ajunge până la 25 de utilizări cu o singură încărcare, așa cum vă spuneam și mai devreme. De încărcat, se încarcă rapid prin acest port USB-C. Recunosc, deși l-am pus la treabă de câteva ori, am preparat hummus, pancakes,
smoothie-uri, însă nu am apucat încă să-l descarc complet pentru a vă spune exact cât durează încărcarea lui. Însă, din câte am înțeles, încărcarea lui completă ar ajunge undeva la 3 ore. Și dacă tot am vorbit mai devreme despre ce știe să facă acest blender, hai să-l punem la treabă și să-ți arăt cum l-am folosit eu. Că tot vine vara, am zis să prepar o cafea cu gheață și un smoothie plin de vitamine. Și dacă în mod normal îmi iau inspirația de pe internet, de data aceasta m-am inspirat direct din e-book-ul cu 70 de rețete realizate de cei de la Blendigo, ce poate fi achiziționat de pe site-ul lor. Ți-l las în descriere în cazul în care vrei să afli mai multe detalii. Ce pot să-ți spun este că aici găsești tot felul de rețete, de cocktailuri, supe, smoothie-uri, deserturi, limonade, paste și sosuri, musuri, clătite și altele. Deci îți poți găsi inspirația cu ușurință pentru o mulțime de preparate delicioase. Legat de întreținere, trebuie să știi că blenderul este rezistent la apă, prin urmare curățarea lui este foarte ușoară. Pui apă în recipientul lui, adaugi detergent, îl pornești și se curăță singur. După care îl clătești, îl pui la uscat și este gata pentru a fi folosit din nou. Primul preparat, o cafea cu gheață Oreo. Și pentru asta avem nevoie de 200 de ml de lapte de migdale, 4 biscuiți Oreo, gheață și evident espresso. Hai să ne apucăm. Vom începe cu gheața pe care o adăugăm în cană. Eu zic că sunt suficiente 2 cuburi de gheață, după care amestecăm 200 de ml de lapte de migdale cu 4 biscuiți Oreo. Și pentru că blenderul este gradat, nu am nevoie de un recipient separat cu care să măsori cei 200 de ml de lapte, așa că o să torn direct în recipientul blenderului. Turnăm peste preparatul nostru, după care turnăm și espresso. Putem adăuga și câțiva cookies de decor. Punem și un pai și aceasta este băutura noastră de cafea cu gheață Oreo. Interesant. Iar pentru cea de-a doua rețetă voi prepara un smoothie cu fructe de pădure. M-am inspirat tot din e-book-ul cu rețete Blendigo și voi folosi așa, o banană, voi folosi fructe de pădure, voi adăuga și lapte, iaurt și 2 lingurițe de fulgi de ovăz. Și hai să vedem ce iese. În mod normal ar fi trebuit să adaug și miere, dar eu am preferat să sar peste acest ingredient. Și acum hai să vedem cum a ieșit smoothie-ul nostru. Culoare, textură. Arată foarte bine. Este foarte, foarte bun. Cred că ar fi trebuit să pun o banană puțin mai mare. Și era perfect gustul, nici nu cred că ar mai fi trebuit miere ca să-l simți suficient de dulce. Prețul lui Blendigo 3 este de 260 de lei. Eu zic că este un preț corect, având în vedere că vorbim de un blender portabil pe care îl poți lua cu tine în călătorii, la sală, la birou, în parc sau oriunde crezi că ți-ar putea fi de folos. Nu mai ești condiționat de o priză, nu mai trebuie să iei, de exemplu, smoothie-ul preparat cu tine și să riști să ți se oxideze până când vei dori să-l consumi. Avantajele sunt destul de multe cu un astfel de blender, zic eu. Și cam atât despre Blendigo 3. Spuneți-mi în comentarii care este și părerea voastră despre un blender portabil. Sunt curioasă dacă vi s-ar părea util. Dacă vreți să aflați mai multe detalii despre el, găsiți linkul în descriere. Apreciez un like, un share. Și până data viitoare, numai bine!